Vă salutăm și în această dimineață din Loma Linda. Avem bucuria să ne reîntâlnim la emisiunea Punctul Critic. Sunt Dragoș Tărturică, împreună cu mine în studio este fratele pastor Valentin Dăneață. Pentru această serie, Guvernarea Civilă și Religia, ne însoțește din Nuremberg Elvis Dengel. Bun venit, Elvis, pacea Domnului! Pace! Ne bucurăm să te reîntâlnim, Elvis, și să continuăm discuția noastră despre subiectele pe care le-am abordat în ultimele ediții. Am vorbit despre nevoia de legi duminicale și cine ar avea o astfel de nevoie. Am discutat despre începuturile și dezvoltarea acestor legi pe parcursul istoriei. Am discutat apoi despre Constituție și modul în care Constituția duce în ilegalitate orice lege duminicală, Constituția Statelor Unite, în mod explicit. Ajungem astăzi în secolul XIX, în care această luptă atinge poate un apogeu și este o mare tensiune în Congresul Statelor Unite în legătură cu legile duminicale și această suprapunere sau interacțiune dintre guvernarea civilă și religia. Pentru început, aș dori să vă rog să caracterizăm secolul XIX din Statele Unite, din această perspectivă a religiei și a guvernării civile. Ce am putea să spunem despre această perioadă din istoria acestui stat? Creștinismul la începutul secolului, deci anii 1800, cunoaște un reviliment de excepție datorită Revoluției franceze. Deci, creștinismul american se uită în Europa, vede că acolo Revoluția franceză îl ia prizonier pe papă, oprește religia catolică din activitatea ei europeană, și elementul care reprezentase pentru ei factorul de persecuție majoră, și pentru că datorită persecuției europene erau ei în lumea nouă și deschideau acum lumea nouă și încercau să formeze o altă societate în opunere sau în opoziție cu ceea ce fusese de fapt Europa persecutoare. Când văd că deci religia catolică este blocată de puterea civilă franceză, ei ajung la concluzia că sunt în momentul unei epoci noi și încearcă să înțeleagă ce este epoca aceasta nouă. Ca urmare, ei se întorc la Scriptură, încearcă să înțeleagă din Scriptură ce vremuri trăiesc, descoperă profeția. Este cazul să vorbim că, deși până acum se citise cât de cât Evanghelia, dar mai nimeni nu încercase să înțeleagă mai profund profeția. Erau teologi, eu știu, pe aici, pe acolo, dar nu fusese o deschidere totală către profeție. Ori lucrul ăsta se întâmplă la începutul secolului XIX. Concomitent cu lucrul acesta se începe o misiune a Scripturii și a creștinismului în lumea întreagă, în lumea păgână. După aceea se deschid casele de editură a Scripturii. Protestantismul își propune ca Scriptura să invadeze obscurantismul uman din vremea aceea și să aducă lumină minții omenești. Ca urmare a faptului că se întorc către profeție, apare o mișcare de redeșteptare în America foarte profundă între anii 1825-1835, o mare mișcare de un reviliment spiritual fără precedent aproape, dar care apune oarecum în jurul anilor 1840. Pentru că se observă această mișcare de apunere, de declin al religiozității. Acestei... Probabil că a fost chiar cel mai religios secol din istoria. Mulțumesc. Din cauza aceasta, în anii 1840-1844 apare mișcarea milerită ca un vârf de lance care mai dă încă un impuls acestei mișcări. Dar creștinismul per ansamblu, creștinismul american,
intră într-un declin și se reorientează acum către o mișcare de evanghelism social. Încearcă să aducă ci 1000 de ani de pace pe pământ. Încearcă să aducă Edenul, împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Cum? Prin mișcări sociale. Reorientarea către orfelinate, copiii străzii, bătrâni, biserica se deschide spre activitățile civile și biserica încearcă să facă o societate mai bună. Concomitent cu lucrul acesta, în mod ciudat, în anumite biserici sau segmente creștine se dezvoltă o mișcare spre sfințire, așa numita mișcare de sfințire. Oamenii sunt preocupați cu treaba asta. Cum să facem să ne pregătim pentru venirea lui Iisus Hristos? Datorită faptului că profeția atât până în 35, cât și partea profetică a mileriților vorbea despre faptul că trebuie să vină Iisus Hristos, un segment din creștinism totuși este încă preocupat de sfințire. Și această preocupare de sfințire, și anume mișcarea de sfințire, dezvoltă și un al doilea reflex, și anume mișcarea de temperanță. Mișcarea de temperanță care se impune prin faptul că trebuie să abolim sau să luptăm împotriva alcoolului, împotriva tutunului, împotriva substanțelor chimice care nu sunt sănătoase. Și așa, toate lucrurile acestea înfloresc și dau culoare secolului XIX. Mulțumesc foarte mult, Elvis. Ar fi ceva de adăugat aici? Cred că este important să vedem și contrastul care este în lume atunci. Europa se îndreaptă spre ateism puternic, cultural. Cum am discutat în alte ocazii, din ce în ce mai mult, orice părere religioasă este exclusă de pe terenul public în Europa. Europa se îndreaptă spre o lume tot mai ateistă, tot mai fără de religie. Pe când America face exact cealaltă direcție. Devine mai religioasă, devine mai aproape de Scriptură și există o mișcare puternică, mai ales când ne îndreptăm spre 1900, de a păstra în America o cultură creștină și un fel de temere că ceea ce se întâmplă în Europa se poate întâmpla și la noi. În acest context, să ținem cont și de tendința care am discutat-o data trecută, de credință într-un fel de teocrație care au moștenit-o puritanii din Anglia și cu care au mers în America. Și aceste două lucruri împreună, după cum am spus noi data trecută, intră în conflict cu Constituția Americană, mai ales acum când această atmosferă publică este că trebuie să ne întoarcem la Scriptură, trebuie să fim mai credincioși, trebuie să ne păstrăm creștinismul nostru în timp ce Europa și restul lumii devine ateistă. Gândiți-vă că în timpul acesta apare marxismul, apare manifestarea lui pe scena lumii în curând și aceste filozofii sunt discutate în Europa foarte puternic. America se întoarce în altă direcție. Și când această tensiune publică împinge America înspre creștinism, conflictul între duminică sau legi duminicale, Blue Laws, cum au fost în America înainte deja, și Constituția este inevitabilă. Va trebui să se declanșeze acest conflict în timpul acesta. Și așa a și fost. A și fost, da. Există numeroase organizații în această perioadă care au ca scop protejarea, așa cum spuneai, identității creștine a Statelor Unite și doresc să implementeze aceste principii creștine în acel act, și anume Constituția Americii, pentru ca să nu existe nicio șansă ca această țară să alunece spre ateism, spre orice altă formă de religie, ci să rămână creștină, aceasta fiind cumva o formă de
conservare, probabil, pe care o înțelegeau atunci. Nu numai atât, dar suntem și la început. Ei își propun să formeze o lume nouă. Când ei își propun să formeze o lume nouă, marea întrebare este cum o vom forma. Și evident că în condițiile acestea apare ceea ce spune Elvis, ideea de teocrație, adică să ne conducă Dumnezeu de acum înainte, punem Biblia ca fiind manualul nostru de existență și atât în lumea politică cât și în lumea spirituală, Scriptura ne poate conduce. Aceasta a fost concepția unora. Alții, evident, au conceput altfel. Apar diferite idei în legătură cu proiectul de lume nouă pe care ei vor să-l dezvolte aici în America și aceasta este bătălia la care asistăm acum și în lumina căreia trebuie văzute și aceste legi duminicale. Ele apar ca o opțiune de conducere a societății. În acest context, aș vrea ca să mergem direct la problemă, este vorba de două rezoluții pe care senatorul Henry Blair din New Hampshire le propune în Congresul American. Sunt două rezoluții care vizează exact această problemă despre care am vorbit, și anume de a aduce în corpul legislativ elementele de creștinism ale Statelor Unite și de a asigura această identitate creștină acestei națiuni. Sunt două rezoluții care au fost propuse pe data de 21 și 25 mai 1888. Pe 21 mai, senatorul Blair aduce un proiect legislativ în Senat care este mai lung, are 6 secțiuni, nu avem timp să-l citim pe tot. Voi da citire doar primei secțiuni a acestui proiect, acestui rezoluții, și apoi dacă doriți să adăugați ceva din cealaltă secțiuni, puteți să interveniți. Sunt niște explicații în detaliu a principiile formulate în prima secțiune. Așadar, această rezoluție începe astfel. Un proiect de lege se cere care să asigure populației ocazia de a se bucura de prima zi a săptămânii, în general cunoscută drept Ziua Domnului, ca zi de odihnă și de a promova respectarea ei ca zi de închinare religioasă. Să fie decretat de către Senat și Camera Reprezentanților Statelor Unite ale Americii în ședință comună, în Congres, ca nicio persoană sau corporație sau agent, personal de serviciu sau angajat al vreunei persoane sau corporații să nu efectueze și să nu autorizeze efectuarea vreunei activități de muncă seculară, vreo activitate care poate perturba pe cei din jurul lui, cu excepția activităților strict necesare, a faptelor de milă și a celor umanitare, nici să nu se angajeze în jocuri, distracții, amuzamente sau mijloace de recreere care ar putea deranja pe alții în prima zi a săptămânii, în mod uzual cunoscută ca Ziua Domnului, sau în decursul vreunei părți din această zi, în orice teritoriu, district, vas sau loc aflat sub jurisdicția exclusivă a Statelor Unite. Nici să nu fie legal ca vreo persoană sau corporație să primească plată pentru munca sau serviciile îndeplinite sau prestate în urma violării acestei secțiuni. Aceasta este secțiunea 1 propusă de senatorul Blair. Spuneam că secțiunea de la 2 la 6 detaliază practic cerințele acestei secțiuni, să nu fie distribuite colete poștale, comerțul dintre state și triburile indiene să nu fie prezent în ziua duminicii, exerciții militare, navale, inspecții și așa mai departe să nu fie făcute în această zi. Primirea plății, după cum spuneam mai devreme, munca și serviciile, cu excepții, sunt detaliate câteva excepții în caz de catastrofe, accidente, acolo se permite așa ceva. Acesta este primul proiect propus de senatorul Blair pe 21 mai. Pe 25 mai, același senator vine cu o a doua rezoluție care are 4 secțiuni. Pentru că este mai scurt, am putea să citim aproape integral acest text. Niciun stat nu va elabora sau menține vreo lege referitoare la un stabiliment al religiei sau interzicerea liberei ei exercitări. Aceasta este secțiunea 1. O secțiune care, așa cum am spus și data trecută, se pliază perfect pe ceea ce spune Constituția. Sunt chiar cuvinte din Constituție. Secțiunea 2. Fiecare stat din Uniune va stabili și va menține un sistem de școli publice libere, adecvat pentru educația tuturor copiilor care locuiesc pe teritoriul acelui stat, cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani,
inclusiv în vederea dobândirii de cunoștințe generale în domeniile științei, virtuții, moralității și principiilor religiei creștine. Încă o dată, școli pentru dobândirea de cunoștințe în domeniile științei, virtuții, moralității și principiilor religiei creștine. Dar niciun ban din fondurile obținute prin taxe impozitate de lege sau alți bani, proprietăți sau credite aparținând primăriilor locale, statelor sau Statelor Unite să nu fie alocate, folosite sau date spre uzul sau scopurile vreunei școli, instituții, corporații sau persoane care oferă instruire sau educare în domeniul doctrinelor, dogmelor, crezurilor, ceremoniilor sau datinilor specifice unei secte, denominațiuni, organizații sau societăți care are sau afirmă că are caracter religios. Nici astfel de doctrine, dogme, crezuri, ceremonii sau datini să nu fie predate sau insuflate în școlile publice libere. Secțiunea 3. Având în vedere că scopul ca fiecare stat, Statele Unite și toată populația de pe teritoriul lor să poată avea și menține guvernarea republicană în formă și în substanță, Statele Unite vor garanta fiecărui stat și populației de pe teritoriul fiecărui stat și al Statelor Unite sprijinul și menținerea unui sistem de școli publice libere, după cum prevede acest act, iar ultima secțiune spune că Congresul va impune acest articol prin lege dacă este necesar. Acestea sunt cele două rezoluții propuse de senatorul Blair. Cum vi se par? Este într-adevăr expresia timpului de atunci, se încadrează în tot ceea ce am discutat până în momentul de față? Aș vrea doar să spun că acestea sunt amendamente religioase propuse la Constituție. Cu alte cuvinte, în momentul acesta, Blair are probleme cu Constituția Statelor Unite ale Americii și o declară ca fiind insuficientă sau, incapabilă să asigure protecția... Exact. Identității creștine. Aici suntem, deci... Poftim. Aș merge chiar mai departe, pentru că el, când prezintă această legislație nouă, vrea să schimbe Constituția. Deci este direct în conflict cu Constituția. Imaginea că ceea ce propune el este ca Statele Unite să devină un stat creștin. Nu există în mintea lui acel concept care este înrădăcinat în Constituția Americană de despărțire de biserică și stat. De aceea și scurtează primul articol al Constituției. Folosește unele părți din el, dar totuși sistemul școlar trebuie să fie creștin. Nu? Conflictul este între ideea că statul american este un stat creștin. După cum am spus, asta a fost emoția publică, așa că el a primit, a fost o senzație pe timpul său. Toată lumea citea ce spune Blair, vroia să știe ce se mai întâmplă în domeniul ăsta. Era ceva nou, scriau frații noștri de pe timpul acela, în American Sentinel, o revistă adventistă de pe timpul acela, că această lege, Blair Bill, cum a fost propusă, a avut mai multă atenție decât toate celelalte legi înainte de momentul acesta în istorie. Toată America se uită ce se întâmplă acum, pentru că nu se vorbește doar despre o mică schimbare a legii, se vorbește despre schimbarea Constituției și transformarea Americii într-o țară creștină. Ceea ce este interesant, de asemenea, încercând să continui gândul tău, este că în timp ce el, prin amendamentul respectiv, se opune Constituției, creând o zonă opozabilă ei, el are anumite inadvertențe de logică chiar în argumentul lui. Mă surprinde această contradicție interioară a lui și aș fi vrut să o subliniem puțin pentru ca să vedem și să înțelegem cum este posibil un argument ilogic pentru a construi o demonstrație care să câștige toată lumea. Haideți să vedem în ce măsură suntem sau Blair a fost ilogic aici. Eu cred că ilogica aceasta bazează în primul rând pe doi factori. Primul factor este
faptul că Constituția americană este atât de revoluționară și diferită în gândirea ei, încât, deși există de ceva vreme aici, atitudinea multor oameni care n-au studiat-o și n-au înțeles-o în extinderea a ceea ce spune în filozofia ei, nu înțeleg de ce este Constituția cum este. Nu înțeleg care a fost motivația celor care au scris-o să o scrie exact așa cum au scris-o. Corect. Și ăsta este un lucru. Al doilea lucru este că Blair însăși nu crede în acea Constituție, dar nici nu poate să o rescrie complet, pentru că asta n-ar fi acceptat. Așa că el ce face este un fel de compromis. Lasă acolo unele lucruri din Constituția care există și apoi propune unele lucruri noi. Dar acele lucruri noi care el le propune sunt în conflict cu ceea ce lasă de la vechea Constituție, cu primul paragraf. Fii atent un lucru. Secțiunea 1. Niciun stat nu va elabora sau menține vreo lege referitoare la un stabiliment al religiei. Punct. Ce înțelegi prin asta? Că nu dai asta nicio... este ceea ce a preluat de la Constituția Americană. Dar prin asta înțelegi că nu dai nicio lege în legătură cu religia. Pentru că în secțiunea 2 să spui... Dar fiecare stat din Uniune va elabora și menține legi care stabilesc principiile religiei creștine. Nu se bat cap în cap. Se bat cap în cap, bineînțeles. Ceea ce vedem în discuția între Blair și A.T. Jones în fața Senatului este că există în America de atunci o percepție foarte distinctă că dacă majoritatea statelor, adică membrilor din Statele Unite sunt creștini, au dreptul să impună aceste idei creștine pentru ca să asigure majorității acestea că pot să facă ceea ce vor. Blair nu încearcă să spună că toată lumea trebuie să fie creștină. Dar toată lumea va trebui să se supună majorității care este creștină și majoritatea vrea să se țină aceste zile și așa mai departe. Deci asta este ceea ce este imaginea de pe atunci. Ei nu vor să fie toți creștini, dar toată lumea, chiar și cei care nu sunt creștini, să respecte majoritatea care este creștină și să se țină de principiile lor. E interesant că mai târziu A.T. Jones spune... sau întreabă de ce majoritatea are nevoie de o lege să fie protejată. De ce trebuie să dăm o lege să protejăm majoritatea? El spune, în mod normal, legile trebuie date pentru ca să protejeze minoritățile care, în mod normal, sunt victime în situațiile de felul acesta. Nu avem nevoie de o lege pentru... De asemenea, situația aceasta presupune... dictatura majorității și aducerea în discuție a ceea ce astăzi se discută și anume the common good sau binele comun al tuturor. Această idee colectivă, pentru că noi suntem foarte mulți, binele comun este dat de cei mulți sau de o instituție care se supraordonează tuturor celorlalți și hotărăște și dictează ea ce este binele comun în țara respectivă. Aceasta este una dintre primejdiile pe care o vede A.T. Jones și spune în introducere că orice astfel de încercare este profund anticreștină. Din nou surprinzător. A.T. Jones spune că în momentul în care tu vrei să impui creștinismul într-o societate, această încercare este anticreștină. Eu aș vrea să definim lucrul ăsta, pentru că și mie și multora dintre cei ce ne ascultă, lucrul ăsta este greu de înțeles. Mie mi-este greu să-l înțeleg. Cum, domnule? Adică dacă vreau să devină toată lumea creștină, tu mie îmi spui că ăsta este anticreștin. Cum justificați acest lucru? Excelentă intervenția lui Jones în contextul acesta. Cred că deschide ochii și poate că asta este centrul și miezul acestei serii, și anume să înțelegem modul în care A.T. Jones a descris și a interpretat scriptura în
contextul respectiv. Ceea ce a spus mai devreme, și anume binele comun, asta este și argumentul lui Blair în Senat, dacă este un lucru bun pentru societate, de ce să nu fie legiferat? De ce să ne ajutăm societatea printr-o legislație care să susțină binele, dacă chiar credem că în religia creștină este bine și societatea are de câștigat de acolo? Iar John spune, nu, chiar dacă este bine, nu așa se procedează, plecând de la principiul Iisus Hristos, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, un principiu hristic pe care cred că Jones îl articulează într-un mod extraordinar și îl explică foarte frumos în intervenția lui. Jones construiește în mod extraordinar acest argument și aș vrea să-l înțelegem toți care ne ascultă și să îl internalizăm, practic, argumentul lui Jones. Aș vrea să-l abordăm în prima parte din punct de vedere biblic, pentru că este un suport biblic și este un principiu biblic important de la care pleacă Jones, după care să înțelegem argumentul constituțional care se bazează pe principiile Constituției Statelor Unite, iar apoi să vedem din punct de vedere istoric cum se construiește acest argument. Așadar, din punct de vedere biblic, principiul lui Jones este unul care pleacă de la o declarație a lui Iisus Hristos, și anume, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Înainte ca Elvis probabil să detalieze și să se extindă contextul acestei afirmații, vreau să vă spun limpede, am citit textul acesta de nu știu câte ori. Nu mi-a trecut niciodată prin minte că ar putea să aibă o asemenea forță în ceea ce privește relația dintre guvernarea civilă și elementul religios. Faptul că A.T. Jones scoate în evidență acest principiu din cuvintele Mântuitorului mi se pare de asemenea o capodoperă. Nu că nu există, există sigur că da, dar pentru faptul că reușește să-i dea o atât de mare importanță la nivelul relației între civil și religios. Da, pasajul se găsește Matei, capitolul 22, de la versetul 15 la 22, în momentul când fariseii discută cu Iisus Hristos despre taxe și impozite, despre birul care aparține cezarului. Postulația lui A.T. Jones bazează pe o percepție care era foarte bine studiată în timpul acela în biserică, din cauza unui discuții despre cum se conduce biserica și cum este de condus un stat. Studiu care a condus pe pionerii noștri adventiști să găsească că în Matei, de la capitolul 20 până la 22, tema guvernului sau guvernării între noi este tema principală. Țineți minte, de exemplu, dacă în capitolul 20 ceea ce se întâmplă în Matei este că se vorbește despre faptul că în lumea aceasta sunt unii care sunt stăpâni și ei întotdeauna opresează pe cei care sunt sub ei. Și Iisus spune că între noi să nu fie așa. Nu? Între noi să nu fie așa. Apoi o să vedeți că următorul lucru care se povestește este că doi dintre ucenici au pus-o pe mama să vină să ceară de la Iisus o poziție mai importantă în guvern. Nu? Vedeți că tot ce urmează, toată discuția care urmează din capitolul 20 până la capitolul 22 este exact această temă. Cum este de guvernat? Cum trebuie să se facă un guvern creștin? Așa cum Hristos ne dă principiile acestea. Pe baza acestor principii, parabola din capitolul 22 nu vine la întâmplare acum, ci dă un răspuns final în care postulează că există un domeniu care aparține cezarului și există un domeniu care aparține lui Dumnezeu. Și aceste două lucruri sunt două lucruri diferite. Explicația pe care A.T. Jones o dă apoi duce și argumentează în fața Senatului că în Romani, capitolul 13, Pavel comentează această parabolă, pentru că o citează direct. Și în primele versete postulează foarte clar că oricine trebuie să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, adică guvernelor care există, pentru că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu le-a pus. Care este rolul lor? El spune foarte clar că rolul lor este că acestea sunt execuția mâniei lui Dumnezeu în probleme civile.
Adică dacă cineva este ucis, de exemplu, cineva trebuie să pedepsească pe cei care au ucis și nu poate să fie individul care se răzbună, pentru că nu este corect așa, pentru că din Biblie știm că răzbunarea este a lui Dumnezeu. Deci principiul aplicat aici este că acest lucru aparține statului sau guvernului, dacă vreți așa. Asta este o problemă civilă, că în acel stat nu se omoară oamenii între ei, nu? Însă, vedeți, dacă citiți în Romani capitolul 13, mai departe, de la versetul 7, el ia referință la parabola pe care Iisus a avut-o în capitolul 22 din Matei și la principiul acela de despărțire a unui domeniu de stat și un domeniu de moral care aparține lui Dumnezeu. Și scrie așa: dați tuturor ce sunteți datori să dați. Adică statului ești dator un lucru, Dumnezeu ești dator alt lucru. Asta este ce spus Iisus, nu? Dar uite ce spune el mai departe. Dați birul, cui datoriți vama, dați vama, cui datoriți frica, dați frica, cui datorați cinstea, dați cinste. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Acum vedeți că aici aplică încă combină încă un principiu, care este că legea se sumează în dragoste. Cine iubește împlinește legea, nu? Dar uite cum desparte și explică Pavel mai departe. Zice așa: de fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești, orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în această poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vedeți că acest principiu, că să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu este un principiu care vine singur. Vine împreună cu un altul, care este să iubești pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu toată puterea ta, nu? Dar de ce le-a despărțit? Pentru că acea sumă a decalogului, care sumează tot decalogul, toate legile care sunt în cele 10 porunci, le sumează în două principii. Una, iubește pe Dumnezeu, alea primele 4. Doi, iubește pe aproapele tău, alea celelalte. Și aici Pavel face despărțirea între prima parte a decalogului, care este domeniul lui Dumnezeu. Asta este ce a spus Iisus, că dați lui Dumnezeu ce aparține lui Dumnezeu și cezarului ce aparține cezarului. Primele 4 porunci aparțin cui? Lui Dumnezeu, nu cezarului. Cezarului aparține partea a doua, care a enumerat el acolo celelalte legi, care să nu ucizi, să nu minți, toate alea. Cred că aici este punctul critic, dacă îmi permite să spun așa. Este zona unde, într-adevăr, Jones desparte cele două. Dar să nu uităm că toată legea este a lui Dumnezeu. Cele 10 porunci sunt a lui Dumnezeu. Și întrebarea este, dacă Pavel le desparte primele 4 de ultimele 6, desparte cele două table, în ce privește guvernarea civilă, apar aceste două concepte, conceptul de moralitate, imoralitate și exprimare civică. Uite, scuză-mă, tot A.T. Jones vorbește despre faptul că în legea lui Dumnezeu, bazată pe dragoste, intervine iertarea. Greșește cineva, îl ierți, la biserică se iartă. Din punct de vedere civil, greșește cineva, Dumnezeu îl iartă, dar legea civilă trebuie să-și facă datoria ei. Cu alte cuvinte, el spune, la nivel de civil, nu revi cu iertare. Nu se poate treaba asta. Și dintr-o dată, sau mergând pe ideea aceasta, el desparte cele două. Legea civilă organizează societatea, nu neapărat pe principiile dragostei, ci pe principiul fricii. Ai grijă că dacă nu, de asta poartă sabia și o va folosi. Pe când în biserică avem de-a face cu dragoste, cu iertare, sunt alte principii și reflectă împărăția lui Dumnezeu. Și aici se despart lucrurile. Și explicația lui Jones se întinde mai departe, pentru că descrie în felul următor. Problema moralității mele este o problemă care statul nici nu are posibilitatea să o judece. Pentru că asta implică conștiința mea, pe care nu o vede statul, ci o vede doar Dumnezeu.
Ăsta e motivul de ce sunt despărțite. Există lucruri care statul le poate judeca. Exemplul pe care îl dă A.T. Jones este următorul. Dacă un om vrea să fure, dar nu fură, statul nu are nicio problemă cu el. Dar ce să-i facă? Că n-a încălcat nicio lege, nu-i așa? Ei, este o problemă morală pentru Dumnezeu treaba aceasta, dar asta Dumnezeu o judecă. Nu o judecă statul, pentru că statul nu are cum să judece acest lucru pe drept. Adică nu are cum să se uite la un om și să spună, băi, ăsta e un om moral, ăsta nu este. Nu are bază decât faptele acelui om. Când acel om nu înfăptuiește, dar are păcat în inima lui, asta Dumnezeu le judecă. Așa că moralitatea care este descrisă și moralitatea sau datoria noastră directă înspre Dumnezeu este judecată în totalitate de Dumnezeu. Și există un al doilea factor aici, că această moralitate Dumnezeu nu o impune, ci o propune, ceea ce este înrădăcinată și în Constituție. Vrusesem să adaug la ceea ce ai spus tu, că există deci o moralitate legală, ceea ce funcționează la nivel social, și există o moralitate a motivelor interioară care dezvoltă conștiința și care ține de Dumnezeu. Și aici cele două se despart. Asta înțeleg că vrei să spui. Mulțumesc! Da! Deci, în esență, avem statul, care este guvernul sau guvernarea civilă, și avem pe Dumnezeu, care este guvernatorul sau guvernarea morală. Și A.T. Jones desparte aceste lucruri foarte clar. Trebuie să le înțelegem ca atare. Statul nu pedepsește niciodată imoralitatea. N-are cum să pedepsească, așa cum a dat exemplu Elvis. Statul pedepsește încălcarea codului civil. Corect. În vederea legii Blair, ceea ce spune A.T. Jones în mod concret este în felul următor. El spune, datorez lui Dumnezeu păstrarea zilei de odihnă, nu i-o datorez cezarului. Mulțumesc. Există conflicte care apar din punct de vedere al legii civile și a legii lui Dumnezeu. Și el, A.T. Jones, le subliniază în momentul în care citează din cartea lui Daniel. În cartea lui Daniel avem de-a face cu tinerii evrei care țin legea lui Dumnezeu din punct de vedere moral, însă se află într-o zonă a Imperiului Babilonian și ei intră în conflict cu legea babiloniană, spre exemplu, cei trei tineri în Câmpia Dura. Acolo împăratul Nebucadnețar dă o lege religioasă când spune toată lumea să se închine statuii pe care am făcut-o eu. E lege religioasă. Iar ei, cei trei tineri, vin și spun, ne pare rău. E chiar textul acela care cei trei tineri îl formulează așa. Noi n-avem nimic să-ți spunem ție. Atunci când împăratul îi spune, uite, faceți ceva voi, mai pune încă o dată să sune trâmbița pentru voi în mod special și aruncați-vă cu fața de la pământ în fața statuii mele. Și ei răspund, împărate, nu mai face treaba asta, că nu-ți dăm socoteală ție în privința aceasta, ci din punctul acesta de vedere noi dăm socoteală lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are dreptul să așeze legi religioase, nu tu. Și A.T. Jones spune că în momentul acela împăratul Babilonului, deci intră în domeniul lui Dumnezeu și calcă autoritatea lui Dumnezeu, pentru că el este singurul care poate să ceară închinare. De altă parte, A.T. Jones descrie frumos acest lucru în cartea lui și în argumentația pe care o face, în contextul stăpânirilor care sunt astăzi, stăpâniri care nu se întâmplă fără și nu există fără ca Dumnezeu să aibă acordul lui sau fără ca să permită aceste lucruri. Cu alte cuvinte, creștinii nu trebuie să fie niște anarhiști care să se opună stăpânirilor, ci trebuie să se supună stăpânirilor. Întrebarea este... Roman 13:1. Exact. Deci, da. Dar ce se întâmplă atunci când o stăpânire care este în conducere prin voia lui Dumnezeu ajunge să-și depășească atribuțiile, așa cum s-a întâmplat în Babilon și în multe alte locuri. Trebuie să te supui în virtutea faptului că acea stăpânire a fost și este acolo prin voia lui Dumnezeu sau trebuie să te opui stăpânirii în momentul în care își depășește jurisdicția și atribuțiile. Încă o dată exemplul celor trei tineri din Câmpia Dura.
Și exemplu, Daniel același lucru în groapa cu lei. Exact. Dar ei spun, împărate, noi n-avem ce să discutăm cu tine la nivelul ăsta, pentru că tu n-ai autoritatea să dai legea aceasta. Deși atât Nebucadnețar, că și Darius și Cir, mă rog, sunt toți cumva implicați într-un plan al lui Dumnezeu și împlinesc voia lui. Sunt implicați. Din punct de vedere cultural și al tradiției, ei erau oamenii care guvernau și religia, dar aici se despart lucrurile. Cei trei tineri spun, tu n-ai dreptul să intri în zona religioasă. Mai departe, vedeți că A.T. Jones nu lasă aici. El continuă argumentul în problema blasfemiei și dă exemplu Imperiului Roman, care avea legi de blasfemie. Adică, n-ai voie să ofensezi zeii romani, n-ai voie să faci acest lucru, este interzis în Roma. În același timp, în Roma, de exemplu, este interzis să încerci să convertești pe cineva să nu creadă în zeii romani. Un lucru care A.T. Jones îl spune explicit este că Iisus exact acest lucru cere de la credincioșii săi, de la creștini. El cere de la creștini să păcătuiască împotriva legii statului care le interzice blasfemia față de acei zei. Așa că o lege de blasfemie a statului roman, Iisus o ignoră complet. De ce? Pentru că, după cum a explicat deja, aparține în domeniul lui Dumnezeu, nu în domeniul statului. Statul nu are dreptul să dea astfel de legi. Dacă dă astfel de legi, are dreptul individul să ignore această lege în totalitate, precum și atunci când conducerea civilă a Israelului le spune creștinilor să nu mai predice despre Iisus și moartea lui, ei au răspuns cum? Ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Mai ales în domeniul acela unde Dumnezeu are supremație totală și un stat nu are dreptul să se bage. Nu? Mai este un argument interesant pe care Jones îl construiește și cred că este important să-l articulăm și să-l amintim aici. Cine trebuie să învețe poporul lucrurile care țin de moralitate și de religie? Ar putea statul să se implice în acest proces sau nu? Să învețe poporul, religie și moralitate. Și A.T. Jones merge pe ideea, spune că nu, statul nu are niciodată voie să facă acest lucru, ci doar biserica. Statul se ocupă cu legislația. Legislația răsplătește sau pedepsește, atâta tot. Ceea ce își propune, de fapt, scriptura și religia este să dezvolte conștiința individului, astfel încât omul să fie responsabil față de sine și față de Dumnezeu. În momentul în care iei omului această responsabilitate și tu devii responsabil pentru el, ceea ce Dostoevski în Frații Karamazov spune că a făcut, de fapt, religia medievală, când a luat responsabilitatea omului și și-a pus-o pe umerii ei, acest lucru este total împotriva ființei individului și de asemenea împotriva poruncii lui Dumnezeu. Ne ducem aminte că și Luther dă exact acest argument, că problema mea morală este o problemă care nu o poate rezolva papa. Adică chiar dacă aș asculta ce spune biserica și aș fi ascultător fiecarei lege ale lui Dumnezeu pentru că am ascultat biserica, după cum dovedește din Noul Testament, acest lucru nu m-ar face mai bun în ochii lui Dumnezeu, pentru că nu s-a făcut prin credința mea față de Dumnezeu, ci prin loialitatea mea față de biserică. A.T. Jones formulează astfel această problematică, pune întrebarea, cine păstrează moralitatea în lume? Biserica sau puterea civilă? Și răspunsul este biserica și numai biserica. Statul nu are acreditarea să învețe pe oameni moralitatea sau religia, doar biserica are acest drept și încredințare. După care spune, biserica are, deși are acreditarea să învețe pe oameni moralitatea, nu are rolul de a pedepsi imoralitatea sau de a răsplăti moralitatea. Atunci când o entitate omenească, fie biserica, fie statul, încearcă să pedepsească moralitatea, apare în mod automat inchiziția, pentru că doar prin tortură cineva
are acces la secretele inimii oamenilor. La motivație. La motivație. Ceea ce aș vrea să spun acum este că în momentul ăsta este extrem de important pentru noi să învățăm să gândim liber. Eu vreau să mărturisesc în fața întregului auditoriu. Vin în România, am venit aici în America. Multă vreme aici în America nu mi-am dat seama ce înseamnă să gândești liber. Am început să îmi dau seama că gândirea liberă este diferită de gândirea mea obișnuită abia în momentul în care am intrat în problematica libertății religioase din ultimul timp. Abia acum am descoperit că de fapt eu am dreptul să gândesc altfel. Pentru că gândirea colectivă care mi-a fost implementată în ultimul timp mi s-a părut normală. Eu am reacționat ca și Blair în gândirea mea în multe situații, crezând că a impune creștinismul ca formă religioasă, probabil într-un cerc social, este ceea ce vrea Dumnezeu. Ori acum descoper că a gândi liber este diferit. Și cred că este o provocare pentru noi toți. Dacă aș fi să mai spun doar câteva cuvinte, aș doar recapitula ceea ce a spus și Elvis mai devreme în legătură cu acest contrast pe care îl face și diferența pe care o face A.T. Jones în legătură cu statul și biserica, între ceea ce înseamnă moralitate și ceea ce înseamnă datorie civilă. Da. Spune că atunci când statul pare să impună respectarea poruncilor lui Dumnezeu, nu pedepsește violarea lor în calitate de porunci ale lui Dumnezeu, pentru că atunci ar trebui să pedepsească în funcție de gândurile omului, așa cum spuneam mai devreme. Deși statul pedepsește furtul, care apare în decalog să nu furi, e o problemă morală, statul nu pedepsește furtul din punct de vedere al legii lui Dumnezeu. Nu pedepsește furtul moral. Moral. Din punct de vedere moral, da. Dacă statul ar pedepsi păcatul sau ar impune respectarea poruncilor lui Dumnezeu pe baza pocăinței, nu ar putea pedepsi pe nimeni, așa cum spuneam mai devreme, pentru că dacă omul este iertat de Dumnezeu, nu mai e pe cine să pedepsești. Problema este că în guvernarea civilă sunt principiile civice și când ești găsit vinovat, așa cum spuneați, ești pedepsit. Dacă guvernarea civilă ar lua în discuție aplicarea legii lui Dumnezeu, nu ar putea pur și simplu să exercite, să existe acest fel de guvernare. Cred că de dragul sintezei și a sistematizării am intrat puțin și în partea Constituției. Deci am vorbit despre partea biblică, argumentul biblic al lui Jones și acum am intrat deja, suntem în argumentul constituțional al lui Jones. Da. Asta vreau să spun că, de fapt, aici A.T. Jones continuă să facă argumentul constituțional. Constituția nu se leagă de moralitate, ci se leagă de atacul păcatului meu, moral, să zicem așa, asupra drepturilor pe care le are semenul. Deci, nu intervine decât atunci când, prin ceea ce am făcut, ceea ce, bineînțeles, este imoral, dar asta e problema care este cu Dumnezeu. Statul are o problemă cu mine doar atunci când această imoralitate a mea afectează libertatea semenului. Atunci statul vede o problemă civilă și intervine. Aș vrea de asemenea să subliniez subtilitatea lui A.T. Jones. A.T. Jones pornește în tot demersul și în argumentul său de la formularea aceea, cum că în amendamentul său Blair a cerut ca creștinismul să devină religia națiunii. Spuneam anterior, eu neobișnuit cu acest fel de a gândi, aș fi lăsat lucrurile să treacă fără probleme. Ce, dar toți suntem creștini, lasă să fie creștinismul religia națiunii. Și m-aș fi simțit bine și aș fi zis, uite, în sfârșit un om care apără Scriptura, creștinismul și religia înaintea lui Dumnezeu. Bun, când s-a formulat această afirmație, Jones a sărit ca un arc și a spus, este total anticreștină. Și din nou e un paradox.
Pentru că eu aș fi zis și în momentul ăsta m-aș fi aliat împotriva lui Jones și aș fi zis, Jones probabil este un anarhist, probabil că Jones este un, eu știu, un liberal împotriva conservatorismului biblic și așa mai departe. Însă Jones nu o lasă doar așa. El spune, uite-te la istorie și o să vezi că principiul că intervii și pedepsești în felul acesta este ce au făcut păgânii. Adică este un principiu păgân să faci așa ceva, să ataci pe cineva pentru religie. Trecem la partea istorică? Înainte de partea istorică. Nu am terminat pe cea constituțională, cred. Poftiți. Da, sunt aici, sunt câteva lucruri. În aceeași carte, Guvernarea civilă și religia, A.T. Jones face o diferență între păcat și infracțiune. Mm-hmm. Care este diferența între păcat și infracțiune? Păi păcatul este o problemă morală care se rezolvă doar în relația cu Dumnezeu, iar infracțiunea este o problemă în relația cu semenii, care aparține, cum am spus deja, în domeniul civil și în administrarea statului. Jones spune că nu trebuie ca aceeași faptă să fie socotită și păcat și infracțiune de aceeași autoritate. În momentul în care aceeași autoritate declară și păcat și infracțiune, lucrurile sunt foarte, foarte grave. De ce? De ce sunt grave dacă o aceeași entitate declară și păcat și infracțiune? Practic asta este momentul când statul și religia devin una. Uite cum înțeleg eu. Dacă e păcat, prin harul lui Iisus Hristos mai poate să fie iertat. Dacă este infracțiune, atunci ea nu poate să fie iertată. Și în felul ăsta, dacă biserica este cea care gândește așa, biserica ajunge la situația că nu mai poate să ierte pe oameni. Și atunci biserica zice așa, bine, ăsta a greșit, individul acesta a greșit. Bun, dacă este doar păcat, Dumnezeu iartă. Dar dacă biserica spune, dar asta este infracțiune, în momentul acela biserica cere pedeapsa infracțiunii. Și se transformă în inchiziția. Asta s-a întâmplat în Evul Mediu, în momentul în care biserica, vrând nevrând, n-a putut altfel decât să creeze inchiziția. Și inchiziția a devenit un agent natural al acestei confuzii. Pentru că biserica a zis ajutor, pentru că sunt atâția infractori în societate, opriți infracțiunea. În realitate ar fi trebuit să spună sunt atâția păcați, atâția păcătoși în societate, iertați-i, lucrați cu ei altfel. Un al doilea lucru care este important aici este să vedem că A.T. Jones este foarte principial. Plecând de la principiul pe care Iisus l-a postulat, nu are voie aceeași putere să spună și una și alta, pentru că acele două lucruri sunt despărțite de Iisus. Unul aparține lui Dumnezeu și unul aparține guvernului. Guvernul are dreptul să definească ce este o infracțiune. N-are dreptul să definească ce este un păcat, pentru că devine inchizițional. La fel și biserica sau Dumnezeu va defini ce este un păcat, dar n-are dreptul să definească o infracțiune și să o și urmărească, pentru că, din nou, devine inchizițional. Da. Aș da, că-mi permiteți. Biserica nu poate să fie poliție și nici guvern. Nu. Și nici guvernul biserică. Biserică, dar ce sunt, am folosit termenul de poliție pentru că ne este mult mai aproape. Noi nu prea știm ce e guvernul, dar poliția știu ce este. Deci, biserica nu trebuie să funcționeze și să fie poliție sub nicio formă. Nici nu poate. Asta este cumva... A putut. Din punctul de vedere al Dumnezeu și din punct de vedere al realității. Și îmi place exemplul care îl dă și citatul pe care îl dă A.T. Jones în ce privește această problematică. Este profesorul Harris, a fost superintendent al școlii publice din orașul San Luis și vorbește despre această problemă, doar câteva idei din acest citat. Dacă le aveți și doriți să le expuneți. Vă rog frumos. Da. Păcatul, spune acest profesor, este o încălcare a legii sfințeniei, o decădere din starea de asemănare cu imaginea divină și această decădere refuză totalmente să fie măsurată.
este o moarte de dimensiuni infinite să aluneci din starea de reflectare a divinității. Pentru un păcat nu se poate ispăși cu nicio pedeapsă finită, ci doar, așa cum ne învață Revelația, cu un act divin de jertfă. Mai jos, păcatul și infracțiunea nu trebuie să fie confundate, nici nu trebuie să fie nici nu trebuie ca aceeași faptă să fie socotită drept infracțiune și păcat de aceeași autoritate. Spune că legea nu urmărește ucigașul dincolo de spânzurătoare. Legea civilă. El a ispășit cu viața pentru crima sa. Dar păcatul cel mai neînsemnat, chiar dacă este departe de a fi o crimă în societatea noastră, adaug eu, ca de exemplu mânia unui om față de fratele său, o mânie care nu se concretizează în acte de violență, ci este zăvorâtă în inimă, un astfel de păcat non-criminal va expulza sufletul pentru totdeauna din cer, în afară de cazul în care este anihilat printr-o pocăință sinceră. Haideți să ne uităm la argumentul constituțional. Și doar o ultimă frază aici scurtă, spune: Guvernul Statelor Unite este primul și singurul guvern din istorie bazat pe principiul stabilit de Hristos. Corect. El citează aici direct pe Alexander Hamilton din Federalist Papers, care exact acest lucru spune. Este prima constituție care propune un astfel de principiu creștinesc în conducerea poporului. Când A.T. Jones argumentează împotriva legilor care le propune Blair, el se leagă de primul punct în Bill of Rights, unde scrie foarte clar că Congresul nu are dreptul să facă nicio lege care stabilizează o religie de stat, nici să interzică vreun exercițiu liber al unei religii, nu are dreptul să se bage în libertatea de exprimare sau de a vorbi, sau dreptul oamenilor să se adune și să ceară de la guvern o ascultare. Deci n-are dreptul să oprească acest lucru Congresul. Bazat pe acest lucru și pe principiul constituțional că este dreptul oamenilor, din natura lor ca creatura lui Dumnezeu, care sunt toți născuți egal, să aibă dreptul să urmărească, cum zice în textul original, life, liberty and the pursuit of happiness, adică viață, libertate și căutarea fericirii, care poate să fie pentru fiecare un pic altfel, pentru că nu își găsește fiecare om fericire în aceleași lucruri. Așa că, pus împreună cu acest principiu al primului amendament, concluzia este că, pe care insistă A.T. Jones o facă, este că acest amendament nu este întâmplător că exclude stabilizarea religiei, ci din intenție fondatorii Statelor Unite au exclus, precum am spus deja, pentru că au principii creștine, au exclus constrângerea conștiinței a vreunui om și îngrădirea fericirii sale, sau cum scrie de fapt în Declarația de Independență și în drepturile lor, că are dreptul să caute fericirea cum vrea el să o caute. Și eu nu am dreptul, ca stat, să zicem așa, în concepția fondatorilor Statelor Unite, să mă bag în cum vrei tu să fii fericit. Dacă tu vrei să fii fericit ca păgân, fii fericit ca păgân. Altul vrea să fie fericit ca creștin. Altul vrea să fie fericit ca musulman. Aici statul are dreptul să intervină numai în măsura în care fericirea mea produce o daună morală, fizică sau de altfel, unui alt semen. Exact, acesta este următorul pas în argumentație, unde spune și citează tot din Constituție, unde scrie că pentru a apăra aceste drepturi se adună un guvern. Deci guvernul are îndreptățirea sa de existență pentru a apăra acele drepturi cu care orice om s-a născut, nu? Deci amendamentele constituționale, din cauza aceasta, au dat statului anumite drepturi și obligații să facă, dar dreptul statului este să intervină doar atunci când un drept al unui semen a fost îngrădit. Acum, Jones spune, prin faptul că eu,
fac ceea ce fac într-o duminică, nu este îngrădit dreptul celuilalt să țină duminica cum vrea să o țină. Așa că este neconstituțional să impui că trebuie să țin și eu duminica. Un al doilea argument pe care îl dă este pe baza faptului că Blair intervine imediat și spune, da, dar uite că majoritatea vor să țină duminica și ei sunt deranjați de faptul că în duminică nu toți țin duminica. Păi atunci zice A.T. Jones, da, dar atunci tu trebuie să ții cont că Constituția nu dă dreptul majorității, dar nu și minorității. Pentru că și minoritatea are dreptul să spună, dar eu sunt jenat de faptul că tu nu ții sâmbăta. Astfel, problema aceasta devine o problemă care devine complet absurdă. Statul nu are nevoie să se bage în lucrurile acestea, pentru că așa cum are majoritatea dreptul să spună mă deranjez dacă lucrez duminica, am și eu dreptul să spun mă deranjez dacă lucrez sâmbăta. Atunci de ce nu apără statul ambele? Pentru că după Constituție are obligația să apere drepturile fiecărui membru al societății, nu numai majorității. Da. Mi-aduc aminte când am fost la tine în vizită în Germania, duminica n-aveai voie să bați prea tare cu ciocanul în acoperișul casei pentru că puteai să deranjezi pe vecinul care era lângă tine. Dar nu era aceeași treabă, nu era și sâmbata, vecinul tău putea să bată cât putea cu ciocanul pentru că nu te deranja pe tine, chiar dacă tu aveai ziua ta de odihnă sâmbata. Asta era problema de fapt pe care Constituția americană vrea să o rezolve și pe care o întâlnim de fapt în Europa. În scrierile Federalist Papers, Hamilton și John Jay și cei care au scris acolo au menționat un lucru foarte explicit. Uitându-se la istorie, ei dau exemplu Atenei și spun, uite, Atena a fost democrație. A fost democrație, dar n-a funcționat, pentru că în democrație problema este că majoritatea are posibilitatea foarte ușor să sugrume drepturile minorităților. Și se transformă în dictatură. Iar Constituția americană trebuia să fie, vroia să fie, din start, complet diferită. Pentru că vrea exact acest lucru să-l blocheze. Să nu se poată ca majoritatea, pentru că este majoritate, să își impună dorințele față de minorități și să le sugrumeze drepturile lor. Deci să nu se ajungă la o tiranie a majorității. Corect. Bun, deci din punct de vedere istoric, cred că putem să ajungem la partea istorică în acest moment. Da. Este un scurt pasaj pe care îl dă Jones din George Bancroft, un principiu practic integrat în Constituția americană. Spune că în statele cele mai timpurii cunoscute în istorie, guvernarea și religia erau una și guvernarea și religia erau indivizibile. Până în momentul în care nimeni nu se gândea să revendice religia pentru conștiința individului, până când o voce din ideea a deschis drumul unei epoci mărețe în viața omenirii, stabilind o religie pură, spirituală și universală pentru toată omenirea, poruncind să se dea cezarului doar ceea ce este al cezarului. Spune că această regulă a fost menținută în timpul copilăriei Evangheliei, spune Bancroft, pentru toți oamenii. Dar nu la mult timp, după ce religia creștină a fost adoptată de Imperiul Roman, lucrurile s-au transformat într-o manieră dramatică. Există o succesiune legislativă foarte interesantă pe care o cunoaște istoria, și anume există un proces din aproape în aproape la care face el trimitere și spune că procesul acesta este un model care se replichează în istorie ori de câte ori avem sau suntem în apropiere de a impune o lege duminicală. Punctul numărul 1 este o lege care cere ca oamenii să aibă, să li se asigure confortul lor de închinare într-o anumită zi de închinare și se legalizează lucrul acesta. Bun,
Dacă faci lucrul ăsta, la scurtă vreme te vei trezi cu plângeri și să spui, spunând, uite, ai dat legea respectivă, mie trebuie să mi se acorde confortul respectiv, dar uite, vecinul meu sapă, muncește în ziua în care eu trebuie să am odihnă. Și prin felul acesta nu am confortul necesar. Și atunci, după prima lege, a apărut a doua lege în 425, în care s-a spus, e bine, dacă este așa, nimeni nu trebuie să mai lucreze în ziua de repaus, pentru ca nu cumva să creeze neplăceri în sistemul colectiv. A fost a doua. Bun. În momentul în care nimeni nu mai lucrează, se așteaptă ca toată lumea să se simtă bine, numai că episcopii au observat că cu toate astea lumea nu vine la biserică în ziua respectivă, ci datorită teatrelor și datorită jocurilor sportive din ziua respectivă, majoritatea se duceau la teatre și umpleau circul, dar nu bisericile, bisericile rămâneau goale. Și atunci, din dorința lor de a fi respectat și de a avea la îndemână publicul și puterea populară, i-au zis, nu, noi trebuie să umplem bisericile. Și atunci apare legea a treia, în momentul în care s-a spus, nu, voi trebuie să veniți la biserică și închidem în ziua respectivă și teatrul și circul. Observați cum se merge din ce în ce mai opresiv. Și s-a făcut și treaba asta, s-a închis și teatrul și circul și s-a așteptat ca bisericile să se umple. S-au mai umplut ceva, dar nu de tot. Și atunci se ajunge la acea lege pe care o dă, sau la ideea pe care o dă Augustin, care spune așa, este într-adevăr bine ca oamenii să fie conduși la slujirea lui Dumnezeu prin învățare mai mult decât prin teama de pedeapsă sau datorită suferinței. Dar dacă pentru motivul că cele din tâi mijloace sunt mai bune, nu trebuie ca cele din urmă să fie neglijate. Adesea, mulți pot fi aduși înapoi la Domnul lor cu ajutorul toiagului suferinței vremelnice, pentru ca apoi să ajungă la cel mai înalt grad de dezvoltare religioasă. Și astfel se ajunge la Inchiziție. În momentul în care omul este obligat să meargă la biserică. Cele patru etape pe care le urmărește A.T. Jones în istorie sunt matricea folosită, o vede el și la 1888, și profetică aproape, el spune că va fi matricea ce va fi folosită ori de câte ori se va dori implementarea unei legi duminicale. Augustin scrie o carte care se numește Orașul lui Dumnezeu. Cetatea lui Dumnezeu. Postulând că Roma este orașul lui Dumnezeu și teocrația este consecința acestei postulări. Și este adoptată această idee de biserica contemporană lui și din momentul acela biserica devine un căutător al colaborării foarte strânse cu guvernul pentru a construi exact această teocrație. Lucru care A.T. Jones îl arată istoric că va conduce inevitabil la Inchiziție. Pentru că acest proces pe care l-ai descris, Valentin, nu se oprește doar la faptul că, ok, acum cumva trebuie să fie lumea la biserică. Se va opri doar atunci când în totalitate vei fi conformizat în conștiința ta cu ceea ce se cere. Și pentru că niciun om nu poate să vadă conștiința ta decât atunci când te chinuie, cum spune el, atunci, inevitabil, ca să vadă ce e în conștiința ta, te va chinui. Pentru că exact acest argument, el nu îl inventează, îl ia direct de la cei care au făcut Inchiziția, de la Dominicani. Ei au spus așa.
Ei au spus că ca să văd ce este, de ce chinui pe om, zicea lumea? De ce îl chinui? Omoară-l odată și gata. Nu, eu trebuie să văd ce e în inima lui. Trebuie să văd ce e în inima lui pentru că trebuie să-l judec pe morala lui. Ca să-l ajut să ajungă în cer. Că da, i-au facem zis... lucrarea Domnului. Nu vrem să-l omorim doar, vrem să-l salvăm în cer. Da, ăsta este inchiziția și a pus ca... Și a pus ca, eu știu, ca moto, ideea mântuirii oamenilor și în timp ce îl chinuiau și în timp ce îl jupuiau, ei spuneau... Îl salvau cu forța. Exact, că îl mântuiesc, că îl ajută să ajungă în cer. Când Dostoevski, în Marele Inchizitor, îl pune pe Ivan să analizeze situația asta, asistăm la niște pagini scrise acolo incredibil. Nu poți să le citești. Pentru că el vede, de fapt, în toată această situație pervertirea bisericii și cel mai flagrant fariseism posibil. La pagina 92 din cartea pe care v-am propus-o de studiu, se vorbește la un moment dat că finalul acestei combinații sau finalul acestei dorințe de a impune o anumită regulă conștiinței unui om conduce la confuzia completă între toate relațiile civile și religioase, adaugă ipocrizie la vinovăție, sporind și mai mult nelegiuirea. Adaugă ipocrizie la vinovăție, sporind și mai mult nelegiuirea. Argumentul istoric confirmă faptul că despărțirea aceasta între moralitate și guvernarea civilă, între păcat și infracțiune, între autoritățile care gestionează aceste lucruri, este mai mult decât necesară. Este singurul mod în care putem să evităm inchiziția, putem să evităm cele mai mari atrocități care se pot desfășura în istorie. Am o întrebare aici, la capitolul ăsta, pentru că vrând nevrând cel ce merge împreună cu noi în argumentul acesta, poate că e de acord cu noi, dar se întreabă la un moment dat și biserica ce trebuie să facă. Adică n-are nicio șansă să lupte cu circul, n-are nicio șansă să lupte cu teatrul, n-are nicio șansă să lupte cu încăpățânarea oamenilor și cu atitudinea lor aproape reflexă de a nu veni la biserică. Și atunci ce șansă are biserica? Și felul ăsta de a gândi ne duce la un anumit punct, și anume, biserica va trebui să prezinte Evanghelia lui Iisus Hristos atât de frumos încât să depășească circul, să depășească teatrul, să depășească orice. Și dacă nu reușește să facă treaba asta, înseamnă că biserica nu și-a făcut datoria. Și pentru faptul că nu și-a făcut datoria, biserica face apel la brațul statului. Oricând face lucrul acesta, este ilegal, pentru că biserica trebuie să-și facă datoria, nu să facă apel la forța civilă. Într-un fel, povara pe care o poartă biserica, sau fiecare credincios, de fapt, în parte, este de a reflecta caracterul lui Hristos în mod atât de frumos și atractiv, pe care Noul Testament ne arată că se face prin jertfire de sine. Adică biserica, dacă nu are jertfire de sine, nu poate să facă acest lucru. Principiul creștin, deci, nu este să te constrâng să fii bun, ci să-ți arăt chiar și prin jertfire de sine până la moarte că a se jertfi este mai bine decât a forța pe cineva. La orice. Aici contrastul între principiul păgân de constrângere, care a pătruns în cultura americană pe timpul acela, cum spune A.T. Jones, și principiul creștin care spune, de fapt, nimeni nu este forțat de Dumnezeu să fie moral, chiar dacă Dumnezeu are puterea să înforțeze așa ceva, că are îngerii la dispoziție. Dar noi nu avem capacitatea să o facem. Chiar dacă am vrea, nu putem să forțăm pe fiecare să fie moral. N-avem cum.
Statul nu are instrumentele posibile să vadă inima omului și să verifice lucrul acesta, decât dacă devine tiranic și monstruos prin chinuirea fiecărui cetățean. Ceea ce s-a întâmplat în secolul 1 și în secolul 2 demonstrează clar că e posibil ca creștinismul să devină atât de frumos încât să câștige un imperiu și o omenire întreagă la Hristos, dacă creștinismul este trăit așa cum Scriptura îl învață. La vremea respectivă, singura armă a creștinilor era faptul că era martirajul. Erau sfâșiați de lei, arși pe ruguri și așa mai departe, și în ciuda acestui fapt, creștinismul se întindea în societate, iar dictonul lui Tertulian a devenit o realitate, și anume sângele creștinilor este o sămânță. Da. Aș vrea să menționez încă un lucru. Nu era doar argumentul lui A.T. Jones. A.T. Jones dă din repetate ori argumentul că această vedere pe care el o apără, că asta e principiul creștinismului, era un principiu fixat în Constituție. Se referă aici la Federalist Papers, unde fondatorii scriu următorul lucru, foarte fascinantă gândire, și spune așa, că guvernul nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu și nu este format nici din îngeri, pe care n-ar trebui să-i verifice nimeni dacă fac bine, dar pentru că toți suntem egali, nimeni dintre noi nu poate, cum zice împăratul George al III-lea din Anglia, în răspunsul lui față de Constituția și Declarația de Independență. Știți că el a dat un răspuns. Știți ce postulează? Postulează, eu m-am născut rege. Adică ăsta era dictonul Evului Mediu. În timpul medieval asta era ce a predicat biserica. Unii se nasc ca regi, alții se nasc ca servitori. Și regele spune, eu m-am născut ca rege, eu trebuie să fac treaba mea, să am grijă de voi, voi v-ați născut ca subalternii mei, vă rog frumos ascultați. Când americanii au auzit treaba aceasta, au zis, gata cu ăsta. Asta, chiar asta crede? Aoleu, ce-i în capul lui? Cum își imaginează el că el s-a născut mai ceva decât noi? Și se leagă de ceea ce au spus cei care au scris Constituția, în care spun nu s-a născut cineva cu hățuri pe el la gură și celălalt cu pantofi de călărit deja ca să-l călărească pe celălalt. Nu există așa ceva. Postularea numărul 1 în declarația aceasta de independență este acest lucru este evident că toți suntem la fel. Suntem absolut la fel. În acest la fel, nu se poate ca guvernul, pentru că nu e format din înger, să aibă tot dreptul care îngerii poate ar putea să-l suporte. Pentru că ceea ce se întâmplă este dacă dai cuiva dreptul să facă ceva peste tine sau îi dai putere, atunci când îi dai putere, el va, pentru că e om, va tinde să folosească puterea asta prea mult, adică să te asuprească. Ceea ce atunci fondatorii au scris este următorul principiu. Pentru a crea un guvern mai desăvârșit, guvernul trebuie să fie pus într-o tensiune, pentru că e format din oameni. Omul acesta trebuie să fie, cum spune ei, pus sub checks and balances, în balanță. Puterea unuia în balanță cu puterea altuia. Adică, guvernul, pentru că e format din oameni, va tinde să își asume prea multe drepturi și să facă prea multe legi, ceea ce vedem în toată istoria. Nu? Corect. Și Statele Unite își propune să nu facă același lucru, ci să interzică acestui guvern să exercite peste măsură. Pentru ca să facă acest lucru, desparte puterile în trei, desparte în mai multe, există senatul, există congresul, există președintele, fiecare e ales pe diferite timpuri, deci ei au încercat să, și argumentul lor este foarte simplu, împărțim dreptul de decizie pe timp, unii pe 2 ani, unii pe 4, președintele, și senatul pe 6. Asta, împărțirea pe timp. Deci nu se poate schimba nimic deodată că unul și-a pus în cap ceva. Totul trebuie să fie pus în balanță și în tensiune unul față de celălalt, pentru că unul face legile, celălalt le judecă și altul le execută. Toate trebuie să fie pus în tensiune. De ce?
Pentru că, fiindcă suntem toți la fel și știm ce suntem, că nu suntem îngeri, așa spun cei care au fondat în Federalist Papers, din cauza că nu suntem îngeri și nici Dumnezeu, dar stăm între bestie, adică animal, și înger, noi va trebui să ne măsurăm unul pe celălalt. Să ne balansăm unul pe celălalt. Să ne reținem unul pe celălalt de la exagerarea puterii. Astfel, guvernul american din start n-a fost conceput ca un guvern cu toată puterea, ci cu o putere foarte restrânsă de Constituție. Mulțumesc. Frații mei, haideți să vă pun o întrebare și vă rog, rezolvați-mi și problema asta. Înțeleg, regile religioase n-au ce căuta aici, în America și niciunde, pentru că ele sunt în opoziție cu Constituția. E.D. Jones spune la un moment dat așa, ele sunt neconstituționale. Și chiar dacă ar fi constituționale, spune el, ar fi rele, să fie clar. Bun. Dar dați-mi voie, dar dacă legile nu sunt religioase? Adică, A.T. Jones spune la un moment dat că legile duminicale pot să intervină și să apară undeva în societatea americană pe ușa din dos. Și ușa din dos este cam aceasta. Ele pot să fie făcute legi civile, nu religioase. Adică, cum? Păi simplu. Se va spune așa, noi avem nevoie de o zi de odihnă ca să ne refacem energia, să o facem pentru familie, pentru pământ, din punct de vedere ecologic, cum este Laudato Si, etc. Dar nu religioase. Bun, așa se poate, așa nu sunt ele în acord cu Constituția. De pildă, și întrebarea mea este simplu, mă, nu vreți duminica? Nu vreți, bine, dar joi putem... Poate statul să vă impună să nu lucrați în ziua de joi și să nu fie lege religioase și să fie lege civilă. Cu asta e Constituția de acord? Cu asta sunteți voi de acord? Cu asta este Biblia de acord? La întrebarea asta cum răspunde? Eu aș zice că răspundem cu același principiu pe care l-a postulat și A.T. Jones. Există un domeniu al guvernului și cum a spus el așa, datorez lui Dumnezeu o zi de odihnă. Nu datorez cezarului o zi de odihnă. Mulțumesc. A.T. Jones spune că e posibil să fie o invenție juridică sau un fiat juridic. Un fiat juridic este o creație așa din nimic. Să creăm noi o altă definiție în termeni sau o altă realitate a legilor respective. Ori aceasta se încearcă prin interpretare. În momentul în care se spune, bă, n-avem nimic de a face cu problemele de religie, ci totul este, uite, știi ce? Hai să, pentru binele cetățenilor acestui stat, ne oprim de la muncă joi. Nu se va face niciodată joi, tot la duminică ajungem, dar să zicem joi. Și atunci Elvis spune, treaba asta nu poate să o facă decât Dumnezeu. Cum? Adică eu n-am voie să decid că pentru binele cetățenilor mei trebuie să ne oprim joi? Și Elvis spune, nu. De ce Elvis? Există, deci, cum am spus, un argument biblic care este că ăsta nu-i domeniul guvernului, dar există un al doilea argument care este un argument logic, care nu are de-a face cu credincioșia unui om. Întrebarea este următoarea. De ce binele meu a devenit problema statului? Aici este exact cu ce ai început și ai spus că se discută deseori despre bunul mai înalt sau să zicem așa, binele comun. Suprem, binele comun, nu? Da. Binele comun, cine îl decide? În Federalist Papers, cei care au fondat Statele Unite spun că este un agregat de păreri și dorințe individuale. Nu există, per definiție americană, în Constituția americană, sau în dorința celor care au scris Constituția, ideea aceasta de bine comun. Nu există. Așa că nu există nici dreptul la unui individ ca să se ridice peste celălalt individ și să definească eu știu ce e bine pentru tine. Ghici cine spune ce este bine pentru tine, după Constituția americană și după logica care este folosită acolo. Eu am dreptul să spun pentru mine ce cred eu că este bine pentru mine. Chiar dacă greșesc.
chiar dacă greșesc, asta e important, John Locke formulează lucrul acesta și de acolo au luat-o. Și John Locke o formulează foarte simplu și spune, vezi, tu poți să spui, uite, este rău să faci un lucru, este dăunător pentru tine să faci așa, dar dacă mie îmi place să fac lucrul acesta, cu ce drept vii tu și îmi spui să nu fac acest lucru? Vii cu dreptul statului peste mine și mă constrângi să-mi fac bine când eu vreau să fac ceea ce tu numești rău. Dar dacă eu numesc asta bine, unde e problema? Problema este că cineva s-a ridicat asupra celuilalt și a decis că eu am dreptul să definesc ce este binele comun. Sau hai să zicem altfel, nu cineva împotriva altcuiva, ci o grupă de oameni s-a ridicat deasupra la toată societatea și își asumă dreptul să definească ce este bine pentru mine. De unde au dreptul ăsta? Constituția americană spune că dreptul guvernului de a guverna bazează pe consensul celor guvernați. Asta e formularea lor. Adică guvernații, dacă nu sunt de acord, înseamnă că nu este corect. Așa că n-au dreptul. În mod concret, vorbesc asta în argumentul împotriva regelui. Pentru că regel vrea să impună niște taxe speciale unde ei spun, fără consensul celor aleși de noi în America, nu primiți acest drept și nu aveți dreptul. Nu numai asta. Când a fost războiul mexican, argumentul lor a fost foarte explicit. În momentul în care un popor este asuprit, poporul acesta care este asuprit de guvernul lui propriu, primește dreptul automat să se lepede de acest guvern și să pună altul la locul lui. Bun. Elvis, mai aduc în discuție o altă problemă. 6 zile să lucrezi, să-ți faci tot lucrul tău. Bun. Porunca 6 zile să lucrezi, să-ți faci tot lucrul tău, arată simplu că Dumnezeu îți spune, omule, lucrează 6 zile, dar numai Dumnezeu are dreptul să-ți spună, dar ziua 7-a să o serbezi. Dacă Dumnezeu n-ar fi zis lucrul ăsta, ziua 7-a să o serbezi, atunci eu puteam să mă opresc în oricare zi a săptămânii și să-mi aleg să zic așa, am obosit, deci miercuri asta eu nu mă duc la serviciu, nu lucrez. Foarte bine, nu e nicio problemă. Și joi nu mă duc. Foarte bine, nu e nicio problemă. Dar când cineva vrea să facă o lege în care omenirea sau o țară să-și înceteze lucrul, legea de a nu lucra aparține lui Dumnezeu. Atâta tot. În rest, dacă eu dispun pentru mine, eu sunt liber să țin ce zi vreau eu. Dar cel ce face regulă în legătură cu ziua de nelucrare și de închinare e numai Dumnezeu. Suntem la finalul acestei ediții. Vă recomandăm cu multă căldură cartea Guvernarea civilă și religia. Este o carte extraordinară. E o carte din care putem învăța foarte multe lucruri. Aș vrea să încheiem această discuție cu un scurt pasaj din cartea pe care am amintit-o. O găsiți online în format electronic. De asemenea, puteți o citiți. Este o carte care poate deschide ochii și învăța ceea ce înseamnă libertatea, cu adevărat libertatea religioasă, și sunt mai multe lucruri în această carte pe care nu avem cum să le acoperim în acest timp limitat. Spune aici un citat din istoria moralilor europene, capitolul 3. În rândul relatărilor autentice despre persecuțiile din partea păgânilor, există istorii care descriu probabil mai viu decât orice altă descriere atât josnicia cruzimii până la care se poate scufunda natura umană, cât și eroismul rezistenței la care poate ajunge. Cele mai oribile cazuri de tortură relatate erau de obicei pricinuite fie de către populație, fie prin prezența lor în arena. Citind despre creștini legați pe scaune de fier înroșit în foc, în timp ce duhoarea trupului lor mistuit pe jumătate se ridica în văzduh într-un fum sufocant. Despre alții citim că erau sfâșiați până la oase cu ajutorul unor carapace prevăzute cu crilige de fier. Sau fecioare sfinte erau date pradă poftelor gladiatorului sau la mila proxenetului. Citim despre 227 de convertiți trimiși cu ocazie la mine, fiecare având tendoanele de la un picior retezate, cu un fier înroșit în foc și cu un ochi scos din orbită.
Despre focuri lăsate să ardă atât de încet încât victimele se chinuiau ore întregi în agonie, despre trupuri sfâșiate, mădular cu mădular sau stropite cu plumb topit, sau despre sare și oțet amestecate, turnate peste carnea vie ce sângera pe cremaliere, despre torturi prelungite și diversificate durând zile întregi. Din iubire pentru învățătorul lor divin, pentru cauza despre care ei credeau că este dreaptă, bărbați și chiar fetițe plăpânde îndurau astfel de lucruri fără șovăire, în timp ce un singur cuvânt i-ar fi putut elibera de suferință. Orice opinie ne-am putea forma despre procedeile folosite de preoți în veacurile de mai târziu, aceasta nu poate împiedica reverența cu care ne aplecăm în fața mormântului martirului. Toate acestea au fost îndurate de bărbați și femei pentru ca oamenii din veacurile viitoare să fie liberi. Toate acestea au fost îndurate pentru a susține principiul că guvernarea civilă nu poate, de drept, să aibă nimic de a face cu religia. Toate acestea au fost îndurate pentru ca oamenii să fie liberi și pentru ca toate generațiile viitoare să poată ști că este dreptul inalienabil al fiecărui individ, al fiecărui suflet, acela de a se închina lui Dumnezeu, după cum îi dictează propria conștiință. Până ne reîntâlnim, Domnul să vă lumineze, să vă ajute, să vă conducă prin cuvântul lui zi de zi. Pe curând!